Bună seara, prieteni, suntem la minutul 91 după acest ultim meci din această rundă. CFR o bate pe Petrolul 1-0, însă a suferit teribil. Din păcate și acest meci a fost plin de greșeli din partea brigăzii de arbitri. O brigadă condusă de Ișvan Covaș, care în momentul de față este arbitrul numărul 1 al României. Este o etapă realmente făcută praf de arbitri, pentru că am avut aseară victoria FCSB-ului după un penalti care nu trebuia să fie acordat. O să vedem și o să comentăm în această seară ce s-a întâmplat cu deciziile pe care Ișvan Covaș le-a luat în acest meci, repet, câștigat de CFR 1-0 împotriva Petrolului, și sunt foarte multe faze. În formulă completă la minutul 91 îi salut pe invitați, Constantin Zota, bună seara! Bună seara! Basara Panduru, bună seara! Salut! Bogdan Cosmescu, te salut, Bogdan, salut. Bună seara! Vorbim de fotbal sau de arbitraj? Ce ar trebui să vorbim la meciul ăsta? E victoria lui Ișvan Covaș. Ok, deci vorbim de arbitraj. Da, da, nu. Cred că e corect dacă vorbim de arbitraj. Vedeți, și lumea ne acuză că zice, de ce nu vorbim și de fotbal? Păi putem să vorbim de fotbal? Fără să facem legătura, exact, spre ce s-a jucat? Exact. N-ai cum să faci. Păi n-ai cum să faci abstracție de arbitraj la un asemenea meci. Dar n-ai fi corect dacă ai face. Exact. Care se termină 1-0 cum se termină și aseară, 1-0, da, dintr-un penalti. Ok, aici nu se marchează din penalti, dar sunt alte evenimente care... Nu, și este și o delegare care putea fi evitată. Pentru că au fost acele acțiuni destul de importante în presă vis-a-vis de așa numita relație între Cova și CFR. Chiar dacă și faptul a că fost... el locuiește în Cluj, care este acuzația asta, deși el nu are domiciliu anunțat la CCA ca fiind din Cluj, da, pentru că dacă ar fi în situația asta, n-ar mai avea dreptul conform. Știi ce e grav? Că n-a anunțat dacă locuiește în Cluj. Dacă a anunțat, nu mi se părea grav. Nu poți să nici lucrezi oriunde. Da, păi nu, asta spun. Să fii sănătos. Ce, Colțescu mai stă la Craiova? Nu, dar Colțescu acum este oficial. Acum e oficial? Da. Okay. Nu, mi se pare grav că nu anunță. Asta mă face să cred că vrea, da, să ascundă ceva. Că spune, da, că este de notorietate că... Dacă stă în Cluj, eu nu știu, nu. E sigur, eu nu sunt... Păi nu, dar toată lumea știe. În, da, momentul în care au existat asupra știu discuțiile lui alea, acuzațiile am citit pe toate, da, că și-a cumpărat apartamente, da, de la Nelu Varga sau de la Nelu Mureșan, cum s-a, da, adresat Becali, a existat și această acuzație că el stă în Cluj. El a ieșit cu un comunicat oficial în care a respins doar faptul că n-a cumpărat apartamentele de la cine spunea Becali, n-a spus nu stau în Cluj. Că dacă ești cu un comunicat și vrei să infiri... Ce s-ar fi întâmplat tot dacă spunea că stă în Cluj? Nu mai putea să primească meciuri la partidele CFR-ului. Pentru că regulamentul, aici, într-adevăr, după părerea mea, este prost, prost făcut. De nu ce putea un nici la meciurile FCSB-ului, nu putea nici la meciurile Craiovei, pentru că... Bă... Nu, la meciurile FCSB-ului... Păi ce, venea FCSB-ul și spui ce, mi-l dați mie... Nu poate, păi, să arbitreze. Nu, da, asta spun, că se la creează un precedent. Pe asta că vii și spui, stai un puțin, dacă ești de acolo, mă arbitrezi pe mine, dai celelalte echipe penalti cartonaș și pierd eu. Adică dacă tu ești din Cluj, nu arbitrezi așa, Cluj. Pe principiul ăsta nu de mai poate arbitra niciun, da, arbitru. Numai aici Bochina zici foarte bine. Din momentul un oraș are deja minim două echipe la nivelul primei, nici nu poate să fie această problemă. Dacă e una singură, poate fi o problemă. Că zici că toate eforturile ploieștenilor sunt întâmplate pe Petrolul. Și dacă e un arbitru din Ploiești, nu poate să lângă Petrolul. Păi, dar la Craiova sunt două Craiove. La Cluj sunt doi, pe de Cluj nu trebuie să fie nicio problemă. La București sunt cât? 4 echipe din București. Trei sunt, nu? Nu știu. Deci care e problema? Mi se pare în regulă ca orice arbitru. București de ce poate să arbitreze? Pentru că pleci la premisa că e corect. Da. Exact, e corect. Nu că vrei să furi, că așa dacă ne gândim că vrei să furi. Bogdane, dacă tu pleci de la premisa că un arbitru vrea să-i facă jocurile Petrolului, pe le face și la meciuri indirecte. Ce, trebuie să arbitreze neapărat pe Petrolul? Păi asta de la premisa eu asta? De asta spun. Nu? Ai dreptate, dar poți, păi să facă o dată spun, că tu dacă ești la CFR, exact, nu poți să arbitrezi nici FCSB-ul și nici Craiova, pentru că nu te mai vrea. Păi, plecând de la premisa asta. Și atunci poate arbitra orice meci, teoretic. Nu, dar așa trebuie. Așa cred că e corect, da. Hai să vorbim la obiect, pe faze, pentru că spuneam a fost un meci cu multe faze care merită comentate. Primul moment este în prima repriză, în minutul 32, cu o fază la care ne punem întrebarea dacă CFR ar fi trebuit fi penalizată cu un penalti la această fază. Duelul dintre Sava, portarul, și Musi de la Petrolul. Sava respinge, după care e fault, nu e fault, păreri. Sava respinge. Da. Și în încercarea lui de a se deplasa către mingie, din neglijență, spun din neglijență ca să folosesc expresie regulamentară, îl împiedică pe Musi de la Petrol. Deci este o piedică și arbitru trebuia să acorde lovitură de peneasă pentru Petrol.
Okay. Eu zic că este indiscutabil, dar este o umbră a ceea ce se întâmplă în minutul 49. Asta este nimic. Deci, nu, este un penalt. Penalti clar, penalti, este nimic. Eu spun penalt. Bogdan. Penalti clar. Penalti. Pandi. El ridică piciorul. Cred că e piciorul ăla ridicat, dreptul, nu, sau ce ridică picior piciorul e? Drept. Dreptul, în dorința, da, de a se ridica el, da, el ridică piciorul și piedică, mă, piedică cu... Și piedică... Mingea e în joc! Uite aici. Ăla vrea să duce după minge. Da, da, deci... el încearcă ceva să facă cu piciorul stâng, da, da, să-l ducă cumva, dar nu poate de piciorul drept al lui Sava. Da. Bun. Aici... Putem să... Aici pot să înțeleg că Ișvan Kovaș nu vede, pentru că are niște jucători între el și cei doi. Da, dar nu mai e o problemă dacă nu vezi. Nu. O secundă. Că... Nu. Nu mai e o problemă în ziua de azi. În cabina VAR este Mladinovici. Da. Sunt suficiente relorile cât să-l fi determinat pe Mladinu să-i spună, vezi că totuși este o piedică, vine, o să vezi faza? Sau Mladinovici, ca să, deci, nu-l supere pe Ișvan Kovaș, nu-i spune absolut nimic. Aici am două. Atunci de ce ești acolo? Nu. Păi ești, da, depinde cine e la ca centru. Ca să iei barem. Înainte de toate vreau să spun că Kovaș, la experiența și valoarea lui, după ce este cornerul executat și mingea se duce în partea din dreapta lui, el ar fi trebuit să-și sprinteze, să controleze fața, ca să aibă focusul pe zona respectivă. El foarte târziu pleacă, da, vedeți? Da, deci aici el stă, deci abia târziu, da, pleacă. Da, da. El trebuia să plece mai devreme și era 4-5 metri mai aproape. Un arbitru cu experiență ar fi trebuit să facă asta. Păcat că... Nu mi s-a părut face, nu face, nu face, e, nu face. Dar după relorile astea, arbitru nu acordă nimic. El trebuie să aibă o conversație, arbitru de la VAR trebuie să aibă o conversație cu Kovaș și să-i spună, ai văzut faza, contactul între Musi și Sava? L-am văzut. Ai controlat faza? Am controlat-o. Păi dacă ai controlat-o, ce n-ai dat penalti? Da, dar el în schimb spune, n-am fost departe, am văzut, păi, ceva, nu, păi atunci... dar n-am văzut bine. Uite, dacă uite, n-am... uite acum, ia uite. Pac! Acum când își dă seama că e ceva acolo, face un sprint, da, de 3-4 metri. Întrebarea care mea, că mai prinde reloare, ceva. Arbitru asistent nu ar trebui să vadă? Întreb. Arbitru asistent cred că vede foarte bine. Păi de asta întreb, că vede foarte bine. Da, arbitru asistent cred că e bine și el să nu se bage, pentru că totuși... Nu, e obligat să se bage. Ești la 30 de metri. Bă, e vorba de Ișvan Kovaș, nu poți să-l superi pe lordul arbitrajului românesc. Lasă-l mă pace. 30 de metri, nu poți să... O să voie, Costele, greșești. Îl ascultăm pe Florin Pârvu, câteva declarații din partea antrenorului Petrolului și ne întoarcem. O știm bine din anii trecuți. În primul rând aș vrea să îmi felicit băieții. Au făcut un meci foarte bun în seara aceasta, au avut atitudine, exact ce am cerut înaintea jocului. Am avut spirit, asta mă bucură foarte mult și vreau să-i felicit pe această cale, pentru că dacă mergeți în vestiar, sunt toți cu capetele plecate. Ne-a scăpat așa, eu știu, punctele printre degete. Nu vreau să intru în prea multe amănunte, se pare că sunt niște probleme, eu știu, cu două penaltiuri. Nu știu, poate se va verifica dacă au fost sau nu au fost. Aș vrea să se verifice mai bine. Dar una peste alta, cred că Petrolul Ploiești a făcut un meci solid în seara asta. Am arătat ca o echipă puternică. Am arătat ca o echipă care, așa cum am spus înaintea jocului, venim să jucăm și să luăm puncte aici la CFR. Din păcate nu am reușit, dar mă bucur că jocul a fost solid și îmi dă încredere pentru meciurile următoare. Apropo de această încredere, credeți că după acest rezultat în continuare veți juca cu același aplomb, chiar dacă rezultatul din seara asta... Da, rezultatul clar că ne mulțumește, dar atitudinea și spiritul bun trebuie să rămână, pentru că urmează meciuri foarte grele și avem nevoie de acest lucru. Care e situația în general și la lot, dacă sunteți mulțumit de ceea ce aveți și dacă sunteți mulțumit de, nu știu, perspectivele pe care le aveți? În momentul acesta lucrurile sunt în regulă la noi, nu avem absolut niciun fel de problemă. Și la lot suntem în regulă, au revenit jucătorii care, eu știu, care au avut ceva probleme medicale. Ați văzut și în seara asta, au revenit Jefferson și cu Diomande. Lucru îmbucurător pentru noi. Îl așteptăm și pe Petrovici, care și el are o problemă. Sper ca săptămâna viitoare să fie în regulă. Deci suntem ok pe această chestie.
chiar dacă diferența e mică față de încă de locurile din play-out sau locurile de jos de acolo, aveți motive să sperați, de ce nu chiar la o clasare mai bună decât anul trecut? Da, asta ne-am și propus. Obiectivul pentru sezonul acesta, tot am spus că este al doilea nostru sezon în prima ligă, este un an încă de tranziție pentru Petrolul Ploiești. Ne dorim ca și obiectiv să fim mai bine decât sezonul trecut, asta înseamnă o clasă mai bună. Așa cum am spus, și Cupa României este un obiectiv. Deci avem motive, trebuie să rămânem motivați în continuare și cu spiritul ăsta pe care l-am avut în seara asta, pentru că încă o dată felicit echipa pentru determinare și pentru faptul că ei au crezut și până la ultimul minut. Mulțumesc. Seară bună. Bun, am ascultat pe Pârvu. Ne întoarcem la analiza fazelor, deci admitem că trebuia penalti pentru Petrolul acel... Trebuia penalti. Mie mi s-a părut, Dane, bosul umflat Ișvan Covaci. Cred că n-a primit meci la Champions. Mi s-a părut supărat. Genul ăla de seară cum are el, fără chef, bosul umflat. Așa mi s-a părut. Bagă-mi seama că arbitrii români sunt cam bosul umflat la fiecare meci. Da, mie mi s-a părut că e bosul umflat, că nu vrea, că n-are chef, că e plictisit. N-a primit meci? Are meci la Champions League? N-are, Radu Petrescu. Tonele astea de meciuri? Nu știu să, nu e la meci. Marți și miercuri nu e. Da, nu arbitrii din elit nu arbitrează în fiecare etapă de Champions League. Dar el vrea să arbitreze, avea chef acum așa ceva. Era bosul umflat, eu asta zic. Minutul 49 este a doua fază la care ne întrebăm dacă Petrolul ar fi meritat să beneficieze de un 11 metri. La prima am admis că trebuia penalti, Covaș nu l-a dat, n-a intervenit nici Mladinovici din camera bar. Aici îl avem pe Aieti cu Pedro. Bine, aici nu știu ce putem discuta. Păi nu cred că avem ce discuta. Este... un atac imprudent în care fundașul calcă. Se poate aduce în discuție, Costele, eventual faptul că l-a intrat inițial cu piciorul sus să fie joc periculos la Ploieștean? Păi nu, că... inițial, după aia îl retrage, dar pleacă cu piciorul sus? Am fi putut să discutăm despre situația asta dacă prin maniera prin care el încearcă să joace petrolistul l-ar fi deranjat într-un fel pe fundaș și nu l-ar fi lăsat să joace cum și-ar fi dorit el. Nu e cazul. Dar nu este cazul aici. Da? Deci aici este un atac imprudent care trebuia sancționat cu lovitură de pedeapsă și cartonaș galben, spun eu. Adică nu cred că este clar ca lumina zilei, măi, dintre cele mai clare pe care le-am văzut în ultima vreme. Nu cred că poți să nu dai așa ceva. Dar nu știu, cred că nu cred nimeni că nu trebuie crede să... că nu poate să-l dea. Aseară nimeni nu credea că poate să-l dea. Acum nimeni că nu poate să-l dea. Dar tot de andoasele ai tot timpul. N-a trecut, au trecut meciuri naționale, abia aștept să vină Vasara să ne închidă gura, cum a zis. Vă aduceți aminte când nu aveam VAR și aveam astfel de faze, că spuneam în felul următor, din sezonul viitor rezolvăm problema asta? Vă aduceți aminte? Da. Credeam că totuși sunt anumite faze la care reluările te ajută să dai penalti sau să iei decizia bună. Nu sunt cele mai bune transmisiuni, dar măcar acolo unde ai posibilitatea. Astea nu sunt imagini clare? Deci ne dăm seama în continuare că dacă arbitru vrea să facă ce vrea, face ce vrea. Exact. Nu, și mai este... cea mai mică problemă. Da, nicio problemă nu are. Nicio problemă. Nicio problemă. Și fără să pățească nimic. Fără să pățească nimic. Aici că totul e sub control și totul e regulamentar. Aici cred că mai este o problemă care cred că contează. Contează foarte mult. Se pare că este o luptă internă sau nu luptă internă, este o totală neînțelegere, o totală lipsă de colaborare între Vasaras, care face delegările și care conduce arbitrajul, și cel care a preluat implementarea VAR în România, vorbesc de Deaconu, și care el instruiește arbitrii pentru VAR. Și de aici apar foarte multe discuții. Și cred că apar aceste greșeli mari. Sper să fie doar greșeli, deși dacă mă uit la meciul ăsta, văd că sunt două greșeli mari importante în aceeași direcție. Deci asta... Cu VAR. Funcționând, că te întrebi văzând fazele astea văzându-le, două, dacă nu cumva n-a funcționat VAR-ul. Avem chestia cu pentru Petrolul. Deci în primul rând, este la ambele situații, vedem niște decizii eronate ale lui Covaci. Atenție! Că o să vedem acum un moment cu Ișvan Covaci, imediat după această fază la care am admis că trebuia penalti, având o comunicare cu Mladinovici din camera VAR. Iată-l. Se vede clar. Pentru Petrolul? Penalti pentru Petrolul. Și dă drum. Ok. Păi nu dau nimic.
Păi da, dă-te unul la Luci. Bă, se citește clar că e pentru petrolul. E limpede, n-avem ce să discutăm. Păi, și de ce intrăm pentru petrolul? Pentru ăștia nu dau nimic. Nu știu ce intrăm, pentru că faza urmează un contraatac și se termină în careul petrolului cu un șut la care cei de la CFR au zis că poate e penalti. N-a fost, că au avut pe rambuni. Eu cred că nu e de râs. Nu, dar eu cred că nu e de râs aici. Să întrebi pentru petrolul, de ce relevanță? Pentru că te interesează. Păi e grav asta. Păi, asta ce avea e grav. Asta avea e grav. Ce importanță are? Și atunci de ce întrebi? Răspundem tot. Hai să vorbim puțin serios. În momentul când ai o comunicare cu cineva de la VAR, pentru ce ai putea să ai comunicare? Pentru penalti? Da. Pentru eliminare. Da. Da? Sau pentru anularea unui gol sau decizia asta. Da. Eliminare sau gol, n-a fost situația. Deci era evident că discută, comunică cu VAR-ul pentru un penalti. O fază care a fost acolo. Exact. Pentru că altfel nu comunica. Exact. Da? Și putea să acolo. Ok. Băi, când îți spune arbitru din camera VAR că este o situație de penalti, pentru că deduce discuția că este o situație de penalti. Bă, trebuie să pui niște întrebări. La care fază? A lovit? N-a lovit? Ai controlat? Pentru care echipă? Inventezi atunci nu, pe bani, moment. Vreau să înțelegi. Okay, okay. Deci trebuie să duci, băi, la ce fază? Poate mi-a scăpat. Și poate spunea la faza aia, ok, am controlat, am văzut, nu e penalti. Dar de aici nici măcar nu întreabă. Nici măcar nu întreabă, nici nu încearcă să vadă dacă el a văzut faza sau nu a văzut-o, a controlat-o sau nu a controlat-o, ceea ce este, cred, Dane, mult mai grav. Ok, răspundem la întrebarea asta. De ce întreabă pentru petrolul? Că asta nu mi-ai răspuns, ai vorbit un minut și nu mi-ai zis la asta. Asta ce mă interesează? Grație, dar nu știu dacă e așa. După ce a fost faultul lui Aieti, ți-am zis, la partea aia, ți-am zis, și a tras un șut blocat cu corpul. Taxidis și a blocat cu corpul. Da. Taxidis solicitând penalti pentru un eventual hands. N-a fost. După care se oprește faza. Se analizează, probabil ambele faze, și Kovaci întreabă, probabil mai de unul spune, mi s-a părut penalti. Și ăla întreabă, pentru petrolul? Pentru că erau, putea să fie ambele, penalti. Și pentru petrolul. Ce, pentru petrolul? Și ăla i-a spus probabil da. Și atunci Kovaș mai spune ceva ce cred că zice am controlat faza aia, cred. Sau hai să vedem. Dacă poate era pentru CFR, n-am controlat, că trebuie să vin la VAR. Noi încerc acum să noi încercăm. Nu dau seama de ce te interesează atât de mult să spui pentru petrolul. Păi te interesează, e penalti? Da. Ok, mă duci, mă uit. Mă interesează mai puțin pentru ce echipă. Păi da, așa ar trebui să fie. Așa ar trebui să fie, da. Și mă interesează că e pentru... Haideți să mai dăm o dată replica asta pe care Kovaci o are pentru Mladinović și ce spune după momentul în care zice pentru petrolul. Mie așa mi se pare, ok, am controlat faza, așa mi se pare că, așa mi se pare mie. Poate că asta aici, nu știu. Și mă gândesc cumva și într-o linie logică. Nu, dar ce înseamnă asta? Înseamnă suspendare 8 etape, mă. Asta e altceva. Deci 28 de etape. Deci ăla te cheamă la VAR. Și tu zici că ai controlat și de fapt se vede că tu nu ai controlat nimic, care se întâmplă piciorul ăla. Băi, noi asta acum avem un răspuns. Sfidare, mă, adică nu se deci poate noi avem răspuns. Că VAR a intervenit. Așa pare, da. Da? Da. VAR a intervenit, iar tu, arbitru, nu ai ținut cont... Nu, Kovaș nu are nevoie de VAR. La Kovaș să nu mai mergi. Mergi la Kovaș să fie fără VAR. Ia băiatul la bani degeaba. Nu, dar grav este exact ce zici. Tu, de fapt, zici, am controlat. Și tu noi când ne uităm, ăla îi rupe piciorul. Da, rupe piciorul, da? Îi pune direct. Da. De fapt, tu nu controlezi nimic. Ce ai zis, de fapt? Ce înseamnă asta? Ce ai zis că ai controlat? Da, ce controlat? Altceva. Că faza asta n-ai văzut-o cu siguranță. Mi se pare incredibil. Și mie la fel. Adică asta mi se pare, cum spun, o fie numărul 1 de nu știu de unde, din județ, dar al doilea pe țară. Știi cum e vorba aia? Numărul 1 pe județ, al doilea pe țară. Am controlat. Nu, numărul 1 pe țară, al doilea pe județ. Eu cred că aici am putea cumva, dacă Vasarea își dorește, pentru că aceste comunicări sunt înregistrate. Bineînțeles. Ar putea să spună. Bineînțeles. Dar a și fost difuzată o astfel de comunicare atunci când a existat un scandal la derbiul Craiovelor de anul trecut, în care Kovaș a fost central, ăla, da, și Popa în camera VAR. Și a ieșit Michitelu cu o acuzație după meci în care a spus, știu sigur că Popa i-a spus în cască, da, că e penalti. Și el n-a vrut. Și atunci, fiind această acuzație gravă din partea lui Michitelu, Vasara s-a zis, nu e adevărat, și vă prezint comunicarea. Și Popa îi zicea, îți confirm, A prezentat voce sau a prezentat o stenogramă? Voce.
sau 0. Și atunci trebuie de fiecare dată cineva să sară cu gura? Da. Da, așa merg lucrurile în România. Sar cu gura? Au, știu eu că nu știu ce. Că i-a zis Mladinu Vișinea da, pe da, 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 și, da. Și atunci vii și ne dai. Vezi ce important este să fie o echipă pauză vocală? Da. Că trolul nu se întâmplă nimic. Hai zi băiatul ăla, că nu, nu bagă nimeni în seamă. Ne oprim pentru o scurtă pauză comercială, ne întoarcem și comentăm pe marginea arbitrajului. Da, am revenit la minutul 91, continuăm pe arbitraj, pentru că despre altceva la acest meci nu avem ce discuta. Se mai poate ceva, Dani? Slab CFR-ul. De ce oare după ce juca foarte bine după pauza asta, zici că abia s-au apucat? Avem atâtea echipe slabe prin Liga 1. Da. Toată etapa a fost slabă, după părerea mea. Și Rapidul a jucat slab, și FCSB-ul a jucat că îmi spui slab. Că CFR-ul e slabă, este o acuzație și mai mare asupra arbitrului. Încă o dată. Adică tu ai ajuns practic o echipă care joacă slab. După părerea mea, Dane, dacă arbitrajul era corect, nu avea cum să câștige meciul ăsta. Păi sunt de acord cu tine. Nu, au mai avut vreo ocazie, nici nu mai îmi țin minte. A fost bun, am mai avut ceva. A fost Deac aș. Deac bară aia frumoasă. Da, superbă fază, superbă fază. Așa sunt pe Claudiu Tudor, oficial la Petrolul, declarații bănuiesc de la adresa arbitrajului din această seară. Bună seara, o înfrângere pentru dumneavoastră aici, nu mai fusese rățimit nici din etapa a treia. Cam tristeț așa în vestiar, deși antrenorul dumneavoastră spunea că ați făcut un joc bun și că e mulțumit chiar și cu acest rezultat. Bună seara în primul rând. Da, o înfrângere știu după 5 meciuri în care nu am pierdut. Suntem supărați normal după un eșec, dar ce ne doare cel mai tare? Faptul că știu eu suntem practic furați. De când am văzut cine ne arbitrează, știam că se va întâmpla acest lucru. Băieții erau siguri de asta și noi știam că se întâmplă acest lucru. Nu ai voie să faci așa ceva. Dar care sunt fazele care v-au nemulțumit? Știu că e sunt două faze, la Musi și la Justinianu. La Sava, nu? La, da, și la Justinianu, la Pedro, este clar. Cum vine cu talpa pe glezna lui, este plin de sânge și nu se dă nimic. N-ai cum, este incredibil. El este acolo, cel mai mare arbitru român, cel mai important, nu degeaba este înjurat când vine la Ploiești, de asta Hațegan este primit cu flori, pentru că se întâmplă astfel de meciuri. Nu ai voie să faci asemenea greșeli, nu ai voie la VAR să nu spui că este penalti, să nu-l chem măcar să vadă așa ceva. Deci nu ai voie, nu ai cum, nu, am vrea să nu ne mai arbitreze. Domnul Comaș să nu ne mai arbitreze, deci nu ai voie să faci așa ceva. Nu degeaba, poate și Marseille a făcut chemat, memoriu. Poate nu s-a dus, știți că poate și păi nu ai voie, îți bagi joc de noi, să ne spună că plătim avioane, plătim cazări, ne spună, venim în ziua meciului, îți bagi joc din oraș întreg, vin suporteri pe drum, nu are rost. Noi să ne facem analiza noastră internă, ce am jucat, ce am făcut bine, ce am făcut prost, dar nu ai voie. CFR-ul nu știu dacă avea nevoie de așa ceva. Dăm, poate iau un punct, poate iau trei, poate mă bate CFR-ul, dar nu ai voie să nu vezi acel penalti. Și cel la Musi, dar cel la Pedro, la Justinianu, este poate și cu roșu, dacă nu cu galben. Nu ai cum să nu vezi așa ceva. Și aveți oameni capabili în studio și care pot spune acest lucru. Deci nu ai cum să faci așa ceva. Este bătaie de joc la adresa unui oraș întreg. Nu sunteți primii și din păcate simt eu că nu veți fi nici ultimii care vor contesta arbitrajul. Credeți că la noi în campionat arbitrajul are așa o influență mai mare decât ar trebui să aibă? Nu, eu nu vreau să spun asta. Eu vreau să spun de domnul Covaș, nu vorbesc la general, vorbesc de ce a fost în această seară. Noi nu am avut probleme. Înțeleg un galben, un 5%, înțeleg, dar astea clare, așa ceva, păi ce facem, unde suntem? E ceva clar, este pe glezna lui, pus talpa, n-ai cum să nu dai așa ceva, să te faci, pe urmă săracul mandolin dat afară, pe mandolin degeaba, săracul, vezi, Doamne, noi le știm și noi pe acest, știm, da, compensație, știm, s-a dus la mișto, poate de roșu, nu e, deci așa ceva este incredibil. Deci nu ai voie să nu vezi așa ceva, domnul Covaș, marele Covaș, nu ai voie să nu vezi așa ceva, te faci că nu vezi, varul să face că nu vede. Nu ai voie, bătaie de joc, să ne spună, nu mai băgăm bani, facem eforturi, nu știm de unde să mai aducem, să plătim, să venim cu avionul. Păi trebuie să venim în ziua meciului, că și așa, scorul e același și asta este. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Foarte, foarte bună declarație. Bună, corectă și fair, adică... Cine dar pe cine mai arbitrează Covaci în curând? Pe toată lumea. A, nu contează ce zic oamenii, știu. Am zis. Bine, pe undeva nici nu trebuie să conteze ce spun anumite echipe care sunt supărate. Tu, ca președinte, da, arbitru, trebuie să... Problema este prestația arbitrului. Nu să te iei după ce spun cluburile. Adică să vezi ce se întâmplă. De multe ori cluburile au tendința de a exagera și atunci când nu e cazul. E normal să fie subiective și... A spus însă, știam ce ne va aștepta la Cluj din momentul în care am văzut delegarea. E,
cred că asta este cea mai gravă afirmație. Da. Îl cheamă la comisie, îl suspendă 6 etape și dă și 100.000 de lei amendă. E condamnat. Da? Trebuie să-i spună lui copilul să facă roșii de 100.000, că tot să-i ceară, o să-i ceară 100.000. Da. Da, Costele, ce, crezi că nu? Da. Cum nu? Are probe? Mă îndoiesc. Deci, 100 de minuțe și 6 etape suspendate. Dar de unde să știi? Nu știu. Sincer, m-aș fi așteptat să-l întreb reporterul. Vreau să mai vedem... Păi dacă stă lângă stadionul Covaș, bă. Da. Deci a venit pe jos să-ți dai ce bună e delegarea. Nici măcar n-a pornit mașina aia, n-a consumat nimic. A venit pe jos tot. Vreau să mai vedem niște faze. În repriza a doua, este chemat la VAR de Mladinovic și Ișvan Covaș, se duce pentru un posibil cartonaj roșu la Otele. Atenție, că totuși arbitrii noștri au ceva, pentru că să-l chemi pe central pentru așa ceva, tu susținând că e roșu asta, pentru că altfel nu-l chemai, că pentru galben nu e nevoie să-l chemi, mi se pare că totuși arbitrii nu sunt bine, ca să nu folosesc un cuvânt mai dur, serios acum. Nu-te pe ăla cum faci, că l-am pușcat în genunchi. Sunt bine arbitrii noștri, domnul Zota? Nu, dar eu cred că e o fază la care mai mult decât să râdem, nu putem să... Păi râdem și apoi trebuie să comentăm, adică sunt de cascadorii râsului. Cum să chem pentru faza asta? Ce e aici? Păi da. Ca să-l chem, eu repet ce ai spus tu. Tu, arbitru din camera VAR, susții că ai văzut o acțiune de care trebuie să sancționeze un cartonaș roșu. Exact. Pentru că altfel nu ai voie să-l chemi. Bineînțeles. Păi ce vedem noi aici, e de roșu? Voi realizați că în viziunea lui Mladinovic aici e roșu și acolo n-a fost penalti? Nu, acolo... Acolo a fost penalti. Nu, acolo cred că el a vorbit. El a vorbit. Presupune. Dar acolo întreabă ce penalti, cum dă pentru Petrul, ce spunea de ce. Nu sunt absolut convins. Nu sunt absolut convins că i-a spus că e penalti. Da? Ok. Explicația mea pentru... De ce îl cheamă aici, știți care? Bine, acum mai dăm și în glumă. Să arată că merge varul. Da. Corect. Ăsta este alibiul lui Mladinovic. În cazul în care a apărut varianta că n-a mers varul și că Covaș... Are, pentru faza asta, are nota mai mică. Pentru faza asta, Mladinovic are nota... Dacă era el la centru, dădea roșu. Da. Îl dădea pe afară instantaneu. Nu, dădea roșu, logic, din moment ce îl chemi. Bine, Mladinovic... Da, în fine. Da, uitați-vă un pic încă o dată. Ce se întâmplă cu acest Pedro Justinian? Băi, Pandi, cum să ai fost mare fobesc? Cum să te arunci așa pe jos? Cum să faci așa dar ceva? Tot se aruncă. Da, bă, dar cum? Nu e regulă, mă. Tot se aruncă. La noi în campionat toți. Da. Nu e regulă, mă. Pe afară nu ai cum. Bă, nu e regulă. Noi acum realizăm că arbitrii... Și huiduie tot stadionul. Al tăi te huiduie. Și ai tăi și toată lumea. Altceva... Mai ai viață. Altceva, pentru că până la urmă toate deciziile se iau în litera regulamentului, dar mai mult decât litera regulamentului, tu, arbitru, trebuie să judeci în context și în spiritul regulamentului. Pentru că dacă noi ne-am apucat să judecăm și arbitrii s-au apucat să ia deciziile doar în litera, atunci s-ar duce naibii fotbal. Iar aici, dacă stau să mă uit la fază, la litera regulamentului, s-ar încadra. Da, că spune, lovește sau încearcă să lovească un adversar. Poți să-i dai cartonaș roșu. El încearcă să lovească cu mâna un adversar. Dar spiritul legilor jocului. Nu poți, adică e ceva... Se schimbă, nu lăsa. Păi dar nu. Atunci de ce spui? Păi nu. Încearcă să lovească și după aceea dacă dă vine... roșu, nu. Spui că nu trebuie să dea roșu. Pandi, păi asta... are regula... păi are acoperire, nu? Nu, nu. Dacă tu spui... Nu. Păi. Pentru că eu vorbesc de litera regulamentului și de interpretarea regulamentului. Pentru că dacă vine cineva, nu știu cine aici, se duce cu pumnul și încearcă să lovească un adversar și lovește pe lângă cap, pe lângă față, e normal că trebuie să-i dai roșu. Știi cine a fost Wesley? Mai țineți minte? A, e altceva, când dar vrei, nu eu vrei, dar nu-l nimerești, e altă poveste. Ok, dar asta aici, aici este o păcăleală. Nu aici poți aici să faci așa aici oricum ce vrei, să dai după el. Îi dă o palmă peste fundul. Îi dă o palmă, așa. Da. Mie altceva îmi spune faza asta. Că plec de la premiza că în viziunea Mladinovic este roșu aici, da? Văzând faza la televizor, atenție, nu văzându-o așa repede, da, să nu o controlezi.
Păi unii arbitri înseamnă că totuși interpretează altfel fotbalul decât îl știm cu toții. Dar nu cred că trebuie să tragi concluzia asta analizând faza asta, pentru că vezi meci de meci ce greșeli se fac. Păi nu, aici mi se pare atât de evident, pentru că este o fază pe care o interpretează așa arbitru, care o vede la televizor de mai multe ori, stă liniștit. Adică nu e să-i fugă... Liniștit nu stă, că trebuie să se grăbească. În sensul că să... Dar el știe regulamentul. Știe regulamentul. El imediat îi face regulamentul în cap. Încearcă să lovească adversarul. Dacă așa este. Și Covaș nu știe regulamentul? Să duce la vară, aproape că păi da, dar după aia interpretează fiecare ce înseamnă încearcă să lovească ăla. Și fiecare interpretează în felul lui. Că eu asta înțeleg, nu? Mladenovic putea să dea roșu, Covaci nu. Dacă fiecare interpretează în felul lui. Păi așa pare aici. Acum e neregulă. Da. Înțelege neregulă chestia asta. Da, fiecare să interpreteze în felul lui. Regulamentul spune că încearcă să lovească adversarul, poți să-i dai cartonașul roșu. Dar nu contează și cum lovești, îl dai pe palul peste fâl, mângâi peste fâl, ca să nu spun altceva. Eu tot să mă întreb, eu aici, ce s-ar fi? Eu aici văd altfel văd faza asta. Este lângă linia de centru, da? Da. Mingea este acolo, pleacă, da. Arbitru asistent vede foarte bine faza. Arbitru asistent, de pe partea dreaptă aici, da? Covaș este la 20 de metri, dar între arbitru asistent și minge, arbitru asistent nu are cum să nu vadă faza asta. Nu merită roșu, dar eu cred că un cartonaș galben trebuia să... Intenția. Exact. Iar arbitru asistent trebuia să-l informeze. Costele, este la centrul terenului, să zicem. Da, păi e aici, Costele, uite aici. Costele, eu are toate pandii. Eu să fiu cu VAR, acum cu VAR asistent, n-aș mai spune absolut nimic. Trebuie să fiu nebun la cap să mă bag eu. Când e VAR-ul, trebuie să mă bag eu. Păi, dar nu ai cum să te duci. Dar consider că... M-ai spus la Sava. Cartonaș galben. Când e varul? Din nou, varul, este o decizie. Varul, era varul, da, trebuia să-l ajut. Exact. O secundă. Deci, suntem cu toții de acord că ar fi trebuit acordat cartonașii galbe. Pe mine mă deranjează chestiunea asta. Când vedem genul ăsta de faze în care ne uităm, oprim o mie de oameni, întrebăm experți, fost fotbaliști, ziariști, experți pe arbitraj, în care ne spun, ăsta nu e de roșu. Și un arbitru în camera VAR cheamă centralul că e de roșu, înseamnă că ei văd altfel fotbalul și atunci nu mai e regulă. Da. N-au fost cazuri în acest sezon în care Vasara s-a părea și spunea ceva penaltiul ăla pentru Cluj, când toată lumea a spus este penalti, vine Vasara și spune nici vorbă de penalti. Și de atunci Florin Andrei arbitrează. Înseamnă că Vasara și arbitrii văd alt fotbal față de ce-l vedem noi. Mai este un moment ciudat, Dane, aici, cu Ișvan Covaș care schimbă un corner. O vedem. Absolut acum. Inexplicabil. În minutul 80. La 20 secunde distanță. Adică nu te gândești cum. Să o vedem și pe asta, că mi se pare importantă. Nu știu. Asta e, asta. Deci fii atent ce se întâmplă. Trebuie lăsat toată faza. Atenție, Covaș arată corner. Și uite cât durează, asuce să bată acolo, uite-te. Și acum arată imediat aia și spune eu sunt vinovat, dar nu-mi dau seama, cred că la decizia asistentului, că prea destul de repede a schimbat decizia. Păi și vede asistentul mai bine că... Uite, uitați-vă. Păi aici, nu are dreptate. Aici arată corner. 45 de metri. Nu, stai două secunde. Bă, tot îl criticăm pe Covaci, dar aici Covaci are dreptate. Ultimul care atinge mingea este jucătorul pe totul lui. Da, ok, nu zic, dar cum a luat decizia asta? Bun. Nu zic că e decizia greșită că a schimbat din corner. Păi nu, n-a schimbat, uite. Deci, vezi, de corner. De nu, uitați-vă la mâna stângă. Uitați. Mă lasă să bată de la Petrolul. Prima dată arată corner. Prima oară, doar că vede că ultimul care atinge minge e jucătorul Petrolul. Nu, nu vede dacă dă corner. Dacă vedea, nu ar fi dat nimic, ar fi arătat 6 metri. Cum vede? A arătat corner. Păi a arătat corner, el a văzut corner. Lasă-o cea să bată de la Petrolul. S-a trezit că nu e corner. Cineva i-a spus, bă, nu e corner. Și după aia, aici în momentul care începe să aplaude Aieti, s-a schimbat da. Ăla era pe care să bată, mai era puțin bătea în careu. Da. Întrebarea acum. Ce anticipați că va spune Vasara? Hai să luăm faza aia din minutul 49, că aia mi se pare relevant. Adică nu la și aia cu Sava, cu muzică. Încep tu să începi. Nu, dar și aia mi se pare. E același lucru. Joc periculos. Joc periculos la Pedro Iustinian. Nu am niciun dubiu. Nu că cred. Pun pariu cu tine. Deci tu spui asta. Pandu, tu ce crezi? Joc periculos. Ok. Domnul Zotă. Eu cred că nu va interveni. În ce sens că nu va spune nimic. Nu va spune nimic. Dacă nu va spune nimic, dar dacă va spune? Nu va spune niciun caz că a greșit Covaci. Păi, nu, asta, nu, o, asta vreau o să aud. Asta o exclud. Asta, vreau să aud ce ar putea să spună. Eventual să...
Nu știu, poate să dea vina pe... Nu mă gândeam să dea vina pe Mladinovic. Dar nu cred, pentru că a avut comunicare. Nu, e fault în atac, mă, da, până a venit cu talpă. Ce fault? Nu e niciun fault. A venit cu talpă, joc periculos. Deci asta bine este. Că, practic, e legea avantajului... Da, putea să dea și gol, da, asta bine când a frenit, da. Nu, se duce că are și intenție. Nu vedeți că are intenție cum duce talpa aia, după care o... Indiferent ce ar spune Vasaras, nu m-ar mira. Serios, adică și dacă vine și spune că e fault în atac, pe eu asta nu m-ar mira. Pentru că au fost cazuri în sezonul ăsta în care ne-a spus fix pe dos. Dar crede cineva că va spune că este penalti? Eu nu cred. Nici eu nu cred. Nu. Mai degrabă nu iese și nu va spune nimic. Mai degrabă nu iese și nu spune nimic și înțelegi că a fost penalti dacă nu iese. Da. Nu? Pentru că în momentul în care el va ieși să spună e penalti, evident îl acuză pe Kovac, evident nu, se complică, se acuză, e complicat. Cumva și pe el pentru delegare, că e venit într-un moment, a văzut... Vin toate, una după alta. Da, dacă... Și atunci e mai bine să nu spui nimic. Și așa ești de neatins acolo la CCA, nu cred că riști absolut. Să-ți spun ceva, Dane. El trebuie să fie de neatins la CCA, pentru că boom-ul pe care îl are arbitrajul românesc se datorează în proporție de 100%. Și cine câștigă? Nu știu. Măcar fotbalul român așa ajunge în greu la turnei. Măcar mai aude lumea, nu știu, da. Un român. Habar n-am, nu știu. Eu nu zic că e rău. Nu e mai bine să fie... E rău că avem arbitri în elit. Să fim arbitrați corect la... Aia ar fi cel mai bine, dar nu se poate. Aia oricum se poate. Și atunci, bă, măcar îi duce pe aia acolo, îi vede lumea, nu știu, habar, mi se pare lucru bun. Adică ce alege între una și alta sau ce? Păi nu există altă variantă în țara asta. Nu. Păi cum? Păi, Costele, de arbitrat prost, cum să arbitrați prost? Că băia pleacă afară sau că nu pleacă, e tot aia? Măcar acolo pleacă, poate arbitrează data viitoare, poate dă un meci cu Kovac. Pe noi, că pleacă. Nu, eu cred că... Mândria de român, patriotismul. Nu. Vă rog. Eu cred că... Măcar suntem în 2023, dă-o încolo, adică ar trebui să vedem lucrurile puțin mai pozitiv, să vedem, să ne dorim ca lucrurile să se întâmple normal, că am început să trăim într-o normalitate. Eu așa cred că mă întreb. Asta m-am zis prin 2015, bă, suntem în 2015. Și 90 am auzit. Și acum. Și 90 am auzit. Și acum la fel. Să spun ceva. Eu mă gândesc, mă apuc amețeala ce s-ar fi întâmplat dacă acest arbitraj nu era împotriva Petrolului, ci împotriva FCSB, împotriva CS Universitatea Craiova, împotriva CFR-ului, împotriva Rapidului. Pamă, eu nu știu ce se întâmplă. Vă spun sincer. Petrolul, săracul, Claudiu Tudor a zis, s-a să ia și amendă, i-a curățat. Și suspendă, cred. Cu siguranță, mă. 4-5 etape. Îl suspendă și 200 de mii. Cred eu ca să-l răcorească. Înțelegi? Eu așa cred. Crezi că o astfel de prestație, și nu doar asta, așa în general, că tot comentăm aici la minut, poate fi încadrată dincolo de o eroare pe care o face sau erori pe care le pot face arbitrii? Adică ne putem duce la conexiuni, influență, presiune, relații din astea subterane și așa mai departe? Da, eu aici că am văzut că altcineva a mai spus că e corect, nu-i corect. Eu îmi doresc să judec faza și situația. Faza asta ce este? E penalti, da. Să ne ducem o delegare? Da. Putem să facem delegare după ce a apărut în presă, ce a apărut și cum ai spus și tu. A dat un comunicat și nu a spus. Băi, nu locuiesc în Cluj, ați nebunit. Da, îți dai seama că așa spui dacă nu locuiești. Înțelegi? Să stai la carei. E primul. Să spună că da? Tu te zici, băi, nu locuiesc. Deci asta putem să comentăm. Putem să comentăm că este o greșeala arbitrului. Să facem conexiunile astea... Nu ce să facem. Ce credeți? Dar așa vă duce cu gândul. Și, de exemplu, Crăciunescu avea o vorbă când comenta anumite prestații arbitrii. Spunea o astfel de eroare sau astfel de erori mă duc cu gândul în orice direcție. Asta era formularea lui să lasă să se înțeleagă că arbitrul ăla e dubios sau că îl suspicionează și în alte privințe. Nu, eu pot să spun altceva aici. La meciul ăsta ai pus tu 4 faze pe care toți aici le-am considerat greșeli. Sunt 4 decizii greșite și toate cele 4 decizii au fost greșite împotriva aceleiași echipe. Și mă refer aici, am zis că nu e roșu, dacă este galben cu lovirea asta, da? Cornerul și cele 2 penalturi. Da? Sunt 4 decizii greșite luate împotriva Petrolului.
Asta pot să spun, că vorbesc de decizii. Asta, Cornelun, de ce? Cornelun, și-a corectat păi o greșeală. Este vorba de... A, modul, maniera în care a făcut-o. Decizia, până la urmă, e cea corectă. Cum a gestionat. Cum a gestionat. Decizia e cea corectă. Dar așa să... Știți de ce v-am întrebat chestiunea asta? Pentru că de fiecare dată când a vorbit pe tema arbitrajului, pe tema Vasara și așa mai departe, când a fost abordat și întrebat Burleanu, a spus, sunt erori, le vedem, dar de când am venit aici și până acum, nu putem fi puși la îndoială, se referă la arbitrii, ca integritate. El a marșat pe acest mesaj pentru că preluase... practic federația și comisia după o perioadă complicată a arbitrajului românesc. În 2009 a fost arestat Gheorghe Constantin Bâlcea și așa mai departe, da. Apoi Vasile Avram, oameni care au fost condamnați pentru acte de corupție fiind în fruntea comisiei. Și atunci Burleanu a spus cumva indirect, suntem slabi, poate, facem erori, dar măcar suntem onești. De asta am întrebat dacă ne putem duce. Ești Vancouver, face ce vrea. Faptul că atunci când Frasu a fost în camera VAR la UTA FCSB și a fost acuzat că nu știu ce s-a băgat, el s-a permis să dea mesaje. Da. Păi asta înseamnă că el face ce vrea. Da, asta mi se pare. Să dea mesaje ziariștilor, să spună, bă, asta e, băi, da, normal. Cel mai grav. Deci el face clar ce vrea în lumea fotbalului românesc. Ce vrea el, numai el știe ce vrea. Dar deci face ce vrea. Asta a fost acum trei etape, da? Da? Acum la două etape distanță, fratele lui Covaci este din nou arbitru VAR la Sibiu, când ieri nu, da, cu același observator, Sabaniu. Păi nu, da, Sabor Covaci a fost și etapa trecută, arbitru de rezervă, dacă nu mă înșel, deci, la U Cluj, cu cine a jucat acolo. Care, ghiși ce... Sabaniu face delegările observatorilor. Minunat. Da? Deci, sunt multe de spus aici, dar rezultatul este unul, este același, lumea o să plece de pe stadioane. Pentru că vede... Bă, uite că nu plec. Vin mai mulți. S-ar putea ca toate aceste scandaluri să creeze chiar un interes și mai mare. Da, 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 exact. Pentru că fotbal... Orice fel de reclamă e bună și aia negativă. Da, nu, dar mă refer, calitatea fotbalului nu e mare, că noi nu avem acum să venim să discutăm despre meci. Putem să discutăm, să vedem faze. Ba, Raia, Rudeac, ok. De la meciul de aseară avem... Merită pusă. Da, nu, asta spun. Aseară am avut multe momente de fotbal de calitate nu, la... Nu, la... Nu, nu. Și au fost... Nici la primul, nici la doilea. Și au fost două meciuri cu niște echipe aflate în prima jumătate. Și atunci vine erori din astea mari, se creează scandal, interes, se creează polemică, lucrurile astea atrag ca audiență. Nu știu că neapărat da, pe stadion. Ca și cred că foarte mulți spectatori merg pe stadion să vadă fotbal, nu scandal. Și cancanuri și... Da? Noi abia așteptăm să vină ziua de azi, da? Să vedem Champions League. Sunt foarte... Să vedem meciurile astea. Amuzat de ce spunea unii când ziceau, apropo de emisiunea asta de analiză, da, ce o să mai faceți voi când va interveni VAR? Mamă, e mai plăcut. Da. Înainte acolo, mă, că o dădeai, nu vede. Mai văd pe aici. Acolo ce ziceai, nu a văzut săracul. A crezut că nu mai avem. Da, 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 nu mai e. De multe e perfect. Ce să stai aici degeaba? Da, 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 da. Așa am crezut. E adevărat că vedeam prin Italia ce se întâmplă, da, cu VAR-ul, scandalul, arbitrii suspendați și așa mai departe, avem VAR. Și am zis, las, că și la noi nu vom fi departe. Și facem legătura cu meciul de aseară, tot din perspectiva arbitrajului. Haideți să vedem acea fază. Penaltiul acordat de Colțescu în favoarea FCSB-ului, fază care a decis evident meciul. Și avem așa în platou aici, un fost arbitru FIFA, un fost fotbalist de echipa națională și un comentator sportiv. Vreau să-mi spuneți decizia pe care o credeți și o argumentație scurtă sau, mă rog, argumentație pe care o aveți, ce vedeți aici în această fază. Încep cu tine, Bogdan. Este un contact, este un alt pas pe transformarea acestui sport pe care noi îl iubim într-un sport nou, fotbal-basket. La basket nu știu dacă se dădea, nu sunt convins, poate că se dădea. Este un contact. De ce e atacare ar fi fost? Nimic, la jocul să continue. La jocul să continue. Fără discuții. Ba nu, no, nu, no, nu, no, îi dau galbenul șut.
Spui că e simulare. Nu știu dacă e simulare. Modul în care reacționează nu face, nu este decât construit să inducă pe arbitru în eroare, să încerce și a și reușit, de fapt. Ok, deci pute ia lumea tu simulare. Pandu. La fel nu pot să spun că e simulare, pentru că ceva este contact, acolo, da. Dacă duce și el piciorul acolo, că și Băluță, e ceva acolo, dar aș fi lăsat jocul să continue. Ai fi lăsat jocul. Domnul Zotă. Eu aș acorda lovitură liberă indirectă pentru Faru, pentru simulare, și spun de ce, ce spune la regulament. Te folosești de un contact pentru a obține o decizie favorabilă echipei tale, deci este comportare nesportivă. Deci nu se impune acordarea unei lovituri de pedeapsă, simulare la șut. Cred că este o fază care vine mânușul lui Vasaras. Vreau să fac o, am așa o prebunță, nu știu dacă e adevărat, îl curăță pe Colțescu. Este exact arbitrul potrivit, ca să fie dat exemplu, că și noi suntem foarte strict atunci când se greșește. Nu mai este pe lista FIFA, are 47 de ani, da, dar cred că e în pericol mare. Dar ultimii ani au fost foarte buni. Da, ajutat și pe Vasaras indirect cu prestații. Dar greșeala asta, cred că este bun dat exemplu. El, în primul rând, că din cauza asta mai este... Că dacă arbitra cum arbitra cu 5-6 ani, nu era, era nimic. Da. Bun. Eu zic că este în pericol mare să-l mai vedem abia la primăvară. Păi nu, că dacă se pune așa problema, nu o să-l mai vedem. Arbitru, mă refer. Ba, nu știu. Și eu tind să-i dau dreptate. Este un moment potrivit să dai cu cineva un exemplu. Și nu o să dai cu Kovaci, ce ești nebun, cu numărul 1, la revedere, poți fac orice. Nu sunt nicio formă. Deci Colțescu e perfect. S-ar putea. Eu așa cred. O să vedem. Interesantă abordare, da. Și chiar o să urmări. Bun. De aseară, de când a fost această fază până astăzi, am văzut, hai să nu zic, mii. Că aici includ și părerile, totuși, și oamenilor simpli care se uită. Dar mă interesează mai mult experții, fotbaliștii și așa mai departe, oameni care sunt mai aplicați. Eu nu am auzit, nu știu dacă ați văzut pe cineva să spună că e penalt. Eu nu am văzut. Doar ce apropiază FCSB, da? Nu. Eu nu iau în calcul niciodată părțile implicate. Adică nu mă uit nici la exagerările celor de la FCSB, nici la cele de la Faro. Că sunt la extreme și înțeleg pe... Și e normal să fie subiectiv. Exact. Eu mă uit la ceilalți, mai ales la cei neuri. Adică nu mă uit nici măcar la ce spun cei de la CFR despre fazele FCSB-ului și ce spun cei de la FCSB despre fazele CFR-ului, că tot interesau și acolo. Eu nu am auzit pe absolut nimeni să spună că a fost penalti. Pe absolut nimeni. Și iarăși mă întorc la asta. Având VAR, vedem o fază de genul ăsta judecată într-o direcție pe care nu o pricepe nimeni. Păi da, dar VAR-ul nu putea interveni aici. Da, pentru că e contact. El zice că a fost contact. Nu, eu spun așa, că a și VAR. Corect, așa adică... e. Da, o controlează, el așa cum perfect. Eu spuneam ca sistem, în general, că este încă o fază, încă una. Deci nu e o fază singulară în campionatul ăsta în care arbitrii văd într-un fel fotbalul și noi vedem. Noi mă refer de ce ar putea să ne spună, Dani? Îl întrebăm pe Colțescu. Spune-ne și nouă de ce ai dat penalti. Nu, ce Colțescu poate să spună. Deci el poate să fie... pentru că este acel contact, șut cade și văzând după aia ce pui... E poate m-am păcălit. Cine mi-a spus astăzi, uite că eu cum mi-am amintit, uitați-vă și la genunchi ar fi un contact. Ok, și? Nu, eu nu spun că e. Spun... Ce ar putea să spune, exact cum zice Pandi? Nu, dar chiar dacă este contact, nu înseamnă că este piedică. Pentru că noi aici îl vedem pe Băluță, stă acolo, pe loc, adică nici nu duce picior, adică e... Costele, astea sunt, fazele de genul ăsta reprezintă una dintre cauzele pentru care nu performăm și nu vom performa cu echipele de club în Europa niciodată. Da. Eu mă amintesc numai în acest sezon două acțiuni de acest gen. Pe un, la CSKA Sofia Șepși, se aruncă pe jos la meciul de la Sofia, așteptând o lovitură liberă, nu o primește și e singura ocazia bulgarilor. Și șut, domnul șut, la FCSB, ÇSKA 1948 Sofia, când se dă primul gol, el se aruncă crezând că va primi. E un contact acolo, ăla nu-i dă nimic, el stă pe jos și ea dă un gol, centrează și egalează la 1. Să nu mai spun ce a pățit companiul în meciul tur de la Sofia. Când a arbitrat băiatul lui Paieretu și a avut vreo 6 dueluri în care de fiecare dată a căzut, a solicitat de fiecare dată fault, o singură dată fault. Aceste decizii nu fac decât să-i detrene pe fotbaliști să se urmeze și mai tare. Asta de la mini campionat. Da! Că el știe că așa obține! Păi, o am simțit așa, m-am aruncat, nu mă mai jude, nu mă interesează. Normal.
Păi, băi, să nu dăm nimic la fazele astea. Când acum fazele astea, păi, ce crezi că o să se întâmple de acum acolo? Păi, ăsta-i penalti? Păi cum să nu mă arunc, mă? Păi, dar ce, n-au dreptate? E păcat să nu mă arunc. Dreptate? E păcat să nu mă arunc. Dacă voi dați penalti, înseamnă că eu sunt prost, că nu mă arunc. Deci asta este gravitatea acestui fapt. Nu că s-a dat gol aici, că a bătut FCSB, îți vezi sănătoși și o să piardă pe mână arbitru, o să bată. Asta este gravitatea acestui mesaj. Enorm. Enorm. Am văzut, mi-a spus un prieten că a văzut un meci de copii de 7 ani, 8 ani, tot simulează. La 8 ani. Joacă pe sinteticul ăla, pe terenul ăla mic, intră în alunecare, se aruncă, se rostogoșe de 30 de ori pe cred jos. Că ce ar fi trebuit elementul... Bă, la 8 ani, Pandi. Elementul principal... Cred că văd. O secundă, bă. Elementul principal pe care ar fi trebuit Culțescu să-l ia în calcul este faptul că acest contact a fost unul foarte ușor. Foarte ușor. Iar dintr-un contact atât de ușor, nu se poate genera o astfel de cădere. Astfel de cădere a lui Șut, pentru că noi trebuie să explicăm exact ce a fost, regulamentar. Sunt de acord, trebuie să luăm o scurtă pauză. După pauză, o să vreau să discutăm pe marginea unui subiect care pleacă din gura celor care conduc cluburile și asta mi se pare foarte important, și anume că arbitrii în România sunt influențați în mod direct de ceea ce se vorbește la televizor și ce presiune se pune pe ei la televizor. Și vreau să abordăm acest subiect, dar după o scurtă pauză. Bun, am revenit. Spuneam că vreau să discutăm pe chestiunea asta. Repet, un subiect pornit din interiorul cluburilor. Adică nu vin ziariști, nu vin oameni din afară, nu vin spectatori. Care cluburi? Da. Acum Faro. Da. Și acum ceva timp Craiova. Ok. Da? Care Craiova? Alumititelul? Nu. Craiova, Craiova? Da. Universitate. Rotaru a spus ce caută meme pe expert, că pune presiune, că așa mai departe. Mi-au cam aminte că, cred că și CFR-ul a avut un astfel de comentariu. Dan Petrescu. Și apoi cei din conducere, care spunea, nu e normal ca un președinte să fie expert. Astăzi vine Marica, după, mă rog, ce s-a întâmplat aseară și spune la fel. Dar el o spune mai aplicat decât ceilalți. Dar și ceilalți erau în direcția asta. Și spune Marica, nu-i normal să apară atât de des acolo pentru că e expert. De ce? Spune Marica, pentru că are posibilitatea să vorbească, să pună presiune pe arbitri și să-și atingă anumite obiective. Și evident că ne gândim așa. Practic, direcțiile arbitrale se dau la televizor. Adică vii, pui presiune pe un arbitru, faci scandal și arbitrul ăla e timorat și așa mai departe. Credeți în varianta asta? Că are efect așa ceva? Păi sunt două întrebări. Unul dacă... Crezi că două răspunsuri. Nu. Pui întrebări și Nu. Sunt două întrebări pe care le... În primul rând, influența și ce are cel mai mare efect are informația din interior. Și noi vedem aici că ce spune Vasara și ce fac arbitrii nu contează. Dar indiferent ce spunem noi, arbitrii fac ce vor. Fac ce vor și mă refer aici că nu respectă în totalitate regulamentul. Deci spuneți că nu sunt influențați de ce se spune. A, nu. Acum vreau să spun. Vreau să spun altceva. Intervenția lui Ciprian și cine ai spus că... Gică Popescu, Rotaru. Eu cred... Nu. Păi tocmai asta vreau să spun. Poate au oarecare dreptate, însă atât Faru, și aici mă refer, Gică Popescu a fost în postura asta și a fost un an de zile sau doi a comentat. În care Faru a câștigat titlul, asta exact, a fost expert la primul. Bun. Da. CFR-ul l-a avut aici pe an de zile, nu? An de zile. Pe Bilașco, da. Pe Bilașco, deci au fost an de zile, colegul nostru aici. N-a comentat nimeni niciodată absolut nimic. Dar Rapidul nu l-are pe Daniel Niculae? La Digi? E Daniel Niculae acolo? Nu mai e sau mă înșel eu? Nu cred că mai e. Nu mai e? Nu știu. Da, cred că mai e. Nu cred că Dinamo l-a avut pe Dănciulescu, adică... Care acum, cred că... Că vorbim de meme aici, nu? Da. Cred că i-au făcut un compliment lui meme, că e mai bun ca toți ceilalți. Păi asta e deranjat. Eu cred că asta e. Păi asta e deranjat. Că e atât de convingător încât poate să schimbe, cred ei, lucruri. Ceilalți nu sunt convingători deloc și nu i-a deranjat niciodată nimeni, absolut nimeni, indiferent cine. Da, asta este realitatea. Atâta timp cât te duci acolo și n-am treabă ce faci, că nu ești convingător, nu știu ce. E, când vine unul și e convingător,
se uită lumea în gura lui, deja e o problemă. Dar dacă e problemă, nu trebuie să fie nimeni. Nu acum te-ai trezit că e meme aici. Bun. Dar pe mine mă interesează chestiunea asta. Dacă meme vine aici și e vocal și spune, mă rog, ce îl interesează pe el, că aseară a fost penal, din mă rog, să-și apere clubul, arbitrii se raportează la asta? Și fluier în reprezintă și un club asta? Cu greutate în momentul ăsta, că dacă vii de la voluntar și poți să ții pe aici cât vrei, bănuiesc că nu, cred că faci nimic. Și de la Petrolul, să la Petrolul, să ții pe, pe aici fiecare seară, ții cât vrei, ceea ce vrei, bănuiesc că nu-ți dă nimeni nimica. Înțeleg, te mai duci. Păi nu, dar eu asta vreau să întreb. Așa se arbitrează în România? La presiunea... Păi pe mine nu mai mă miră nimic. Dacă arbitrii sunt influențați, nu, de comentariile noastre și ale colegilor noștri... Asta o spun oameni din interiorul fotbalului. O spune deci... Rotaru, o spun cei de la CFR, o spun cei de la FAR. Ei o spun. Înțelegeți? Adică dacă nu, ei nu știu ei cine... sunt subiectivi. Adică atât FAR-ul cât și CFR-ul n-ar avea de ce să spună lucrul ăsta. N-ar avea. Au avut oameni aici cu noi. Au avut oameni păi, cu noi. Dan Petrescu a sărit la gâtul lui Meme când Bilașcu era de 4 ani aici. Cine? Despre ce vorbim? Stai puțin, când a fost al tău, ți-a convenit? După aia când e altul, nu-ți mai convine? Păi nici măcar n-ai voie să deschizi gura despre lucrurile astea. Eu spun ție altceva, Dane. În toate campionatele cât ai avut om aici. Există tendința arbitrilor de a greși, neintenționat, dar de a greși în principal în defavoarea echipelor mici. Nu, dacă există tendința, nu poate să fie neintenționat. Ba da, e subconștient. Știi că dacă greșești împotriva Petrolului, o să nicio problemă mare lume. Nu, nu e problemă, mare problemă. Problem. Ce problemă? Sau a Iașiului, sau a, eu știu, Galanțului. Bogdan spune foarte dacă bine. Dacă greșești împotriva FCSB-ului, împotriva Craiovei, împotriva CFR-ului, împotriva Rapidului, împotriva Dinamo, poate chiar. Bă, sunt probleme, sare lumea că... Da, și mai caută ea și ce apartamente normal, ai normal, exact. Cumpărate. Da. Așa, dacă oțelul nu primește, ce are, bă? Ce se întâmplă, ce are? Eu am înțeles ce a spus aici, că cluburile respective n-au voie să spună, pentru că au avut și ei experți la un moment dat. Trecem de chestiunea asta. Mie m-a interesat dacă arbitrii sunt influențați de ce se spune la televizor, că dacă e așa, atunci e grav de tot. Ți se pare că Ișvan Covaș este influențat? Păi nu, eu asta întreb. De faptul că toată lumea a spus că e omul de casă al CFR-ului, ți-a părut că astăzi avut... Pentru că președinții... Nu m-a interesat. Nu doare nici în Bogdane, președinții de cluburi susțin asta. Președinții zic și ei ce să facă. Da? Trebuie să zic și ei. Nu, da, ei chiar par deranjați. Dacă Rotaru a propus în comitetul executiv să dea o lege... Dar Rotaru n-a avut niciodată niciun om, nu? Din ce... Nu. Nu? Nu. Asta spune. Adică ar putea să fie cel care bă, este nemulțumit. Gică Craioveanu nu a fost la Digi mai întâi o dată. Cum e că n-a avut? Dar este angajatul clubului. Grande a fost. Și era angajat. Era angajat. Era Grande, da. Era, da, da. Da, Grande, ai dreptate. Păi cum? Și atunci tu pe Grande nu-l vezi. Nu-l vezi. Nu-l vezi pe Grande. Și era angajat la Craiova pe vremea aia. Nu-l vezi pe Grande că stă în fața ta, nu? Dar îi vezi pe toți ăia alți? Băi, deci asta este... Însă trebuie cumva și să ții cont că până la urmă noi formăm o opinie. Am putea spune că suntem formatori de opinii. Și ne... Bazându-ne să formăm o opinie, să, că emisiunile astea pentru ce sunt? După părerea mea, lumea, da? Cum eram și eu pe timp. Eu așteptam procesul etapei să aflu de acolo, de la specialiști. Vedeam pe Crăciunescu, uitam la invitație Ovidiu Ionițoaia, zic, bă, a fost o fază alea, să văd ce spun oamenii, mă raportez la ei. Să raportez la ce spune Pane, ce spuneți dumneavoastră. Normal că oamenii de acasă vor să vadă niște păreri avizate. Dar de aici să fie influențați arbitrii de chestiunea asta? Păi, eu, acum pot să-ți răspund și merg și eu pe linia asta de puțin mișto, nu? Păi ar fi bine să fie influențați. Pentru că n-am avea atâtea greșeli, pentru că noi nu facem aici decât să discutăm despre niște decizii bune sau mai puțin bune. Atât tot. Și se pare că nu avem succes. Îți spun eu, Dane, nici nu interesează. Eu nu sunt așa convins. Absolut convins. Eu nu sunt convins. Numai pe Ișvan Covaș, că ne puteți să mai deosebit la deranja că se spune de fratele lui. Și a zis, nu vreau să dea niște mesaje. Păi uite, vezi inclusiv chestiunea, adică... Păi restul nu-i deranjează. Păi că dacă tu spui așa, mă interesează mă ce vorbesc, că ea, de ce l-a interesat pe Covaș să trimită mesajele alea în care să-l scoate cumva. Îi spune, s-a umflat în el personalitatea de frate mai mare. I-a zis, eu l-a zis pe ăsta mic care nu poate să se apere. Păi stați mă că vă arăt eu, care sunt numărul 1 mondial. Ți-a zis numărul 1 pe județ și domnul pe țară și 2 pe județ.
Asta este funcția. Bun, haideți să vedem, că vreau să mai să comentăm două faze de arbitraj de la UTA cu Cluj. Atenție, arbitru a fost Radu Petrescu, arbitru de centru, arbitru care mâine va arbitra Barcelona cu Antwerp în Champions League. Practic avem trei arbitri de UEFA Champions League, dacă îl punem la socoteală și pe Hațegan. Vă să întreb ceva, asta era că a fost promovat în elit, nu? Dacă a ajuns la Champions League, da. Radu Petrescu. La Champions League. Cred că e din elit, nu cred că e first class, cred că e elit. Nu știu cum e exact, că mai este o categorie... Era intermediară și poate să fie să-l testeze. Să-l testeze, da. Bun, aici nu dă penalti. Ce este aici? Păi... Asta este... Seamănă cu faza cu Sava, cu Musi? Păi este aproape identică. Pentru că uite cum portarul ridică piciorul și îl împiedică pe atacant. Este o piedică evidentă. Aute. Îl împiedică. Asta chiar vrea, asta e cu fața. Măcar Sava să zici că era cu spatele. Da, acolo tot e regulă. Este neglijență. Da. Deci este penalti. Nu se acordă. Bun. Și mai avem o fază. Îți dai seama că ne-a îndrăzit la de la VAR să-l cheme, mă. El arbitrează Barcelona cu Anvers, tu-l chem la VAR, la UTA, cu ce ai, mă, vezi de treabă? Să știi că așa e. Da, așa nu l-am vrut să-l cheme. Așa pare. E că ți-e frică să-l cheme. Da, ți-e frică să-l cheme. Și cum să-l cheme? Eu am mai spus că s-ar putea să fie și o așa relație între ei și să spună, vezi că la un moment și dat deci o să mai bine lași să greșească decât să-l chem să-l faci de râs că n-a văzut. Tu îl întrebi probabil ceva și dacă el spune că da, mergi pe el, nu mai se întâmplă nimic, probabil. Aici este un... are... Pan de o vorbă, un penalti cât casă. Deci au fost băiește altfel, i-a spart ceasul. Stai puțin. Da, i-a spart ceasul. I-a spart ceasul. Ce-a făcut baterizat ceasul la mine pe masă? El încearcă ce s-a întâmplat? Și chiar reușește să blocheze trecerea mingii folosind mâna. Mâna și lovește clar. Dar nu-i totul e pe dos. Deci faza asta atât de clară, dar atât de clară. Dar uite ce bine ai poziționat, Petrescu. Și aici a zis ce interesant. Picior, nu, picior, 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 picior. Picior. Nu, piciorul de la masă. Dar eu nu văd piciorul ăla. Piciorul aici de la masă. De, nimeni, mă. De la masă e piciorul. Deci aici nu se dă, deși e clar. Și tot la UTA, când a jucat cu FCSB, ne-am chinuit să vedem, cred că am văzut relurile alea la Pantea de 100 de ori și nu se vedea în mod clar. Și acolo arbitru a zis penalti. Mi s-a părut... De asta spun că... Bine, aici la mână n-ai, că fac ce vor, aici chiar fac ce vor. E mână, zici că da, zici că și nu. Și rest nu fac ce vor. Nu, dar asta e de discutat, discutăm tot timpul la mână. Ceea ce vedem noi aici, văd și arbitrii cumva în formă finală, în camera VAR, acolo poți să rezolvi. Lucrurile nu sunt logice. Dacă vedeam faza asta penalti, la FCSB, dar de ce încerci o nedat penalti? Numai de, trebuie să-i dai circunstanțe și să vezi, poate are dreptate. Că de asta trebuie să fii... Da, adică... Adică vedem lucrurile pozitiv în direcția arbitrului, că așa trebuie să analizăm. Am văzut faze la care vedem un fapt, și spui, ok, dacă așa a considerat arbitrul... Exact. Stai în zona gri și îi dăm dreptate. Faze din astea în care aici e penalti clar și nu se dă, iar acolo la FCSB cu UTA e o fază la care nu vedem în mod clar că e penalti și se dă. De aceea ce picior, picior, dacă a lovit întâi în picior, întâi în picior, eu nu văd aici, poate el a văzut mai bine. Dacă a lovit întâi piciorul, vă spun un lucru. Dacă a lovit întâi piciorul, nu-i penalt. VAR-ul nu ajută decât la offside. În rest nu ajută la nimic, și la offside la au alte faze, altfel văd față de noi. Care picior, care picior? Unde e piciorul? Care picior? S-a fi lovit mingea piciorul. Care piciorul? El e foarte bine plasat. De aici... Asta cu foarte bine plasat? Asta da, mâna, asta care? Mâna o dă peste cap, nu la hai să încercăm un super slow motion dacă, dacă se pune. Vine mâna, îi dă mâna peste cap. Și dă mâna în spate, dar se vede mult clar. Dar picior nu îi dă deloc? Nu-i dă. Picior, mână? Mie nu mi se pare, din filmarea asta. Mi se pare că mingea se duce direct în mână. Și nu în ceas, da, badea să-i ceasul. Uite aici, uite aici. Ne-a venit aiurea ceas. Uite, vezi cum se dă, duce mâna? Mâna se vede cum e de... Bun. A fost un minut al 91 dedicat exclusiv arbitrajului. Da. Din păcate. Astea sunt vremuri. Fotbal n-am prea să vă ajut. La Creuva nu avem? Nu punem? Nu mai avem timp. Nu mai avem timp. Mulțumesc mult pentru prezență. Ne oprim. Să aveți o noapte bună.